școală? Iarăși trebuie să învățăm! Doar că am finisat școala cu 20 de ani în urmă! Iar eu am coșmaruri! Mereu visez că nu m-am pregătit la vreo disciplină! Ei, nu vă fie frică! Astăzi nu veți învăța! Dar de ce suntem la școală? Pentru că astăzi voi veți degusta prânzul pe care îl mănâncă elevii din diferite țări ale lumii! Iar bucătarul șef este aici, chiar lângă noi! Oh, super! Atunci astăzi vom mânca piesăturate! Dar tu de ce te bucuri? Cine știe ce feluri de mâncare grețoasă ne-a pregătit? Dar eu la asta nu m-am gândit! Dar voi nu va trebui doar să gustați, ci și să apreciați cu notă! De la 1 până la 10! Atunci haideți mai repede! Mor de foame! Și prima mâncare o aveți chiar aici! Ha! Plecăm în China! Hai să începem! Dar eu nu prea știu să mănânc cu bețele astea! Dar voi încerca! Ai nevoie de furculiță? Da! Nu! În China se mănâncă doar cu bețele! Tati, tu știi? Mami, încerc, dar sunt mănânc? Spaghetti! Tăieții? Dar nu prea au gust de paste. Seamnă cu orez mai mult. Dar aici este un sos să moi în el. Eu încerc din colțunași ăștia sau ce mai sunt? E iute, dar e gustos. E iute? Dar eu nu prea am voie să mănânc iute. Tati, credeam că acești colțunași au doar carne înăuntru. Dar ia privește și ceva verde. Și seamănă izbitor de mult cu colțunașii georgieni. Hiencali se numesc. Hiencali e mult mai gustos. Tati, eu renunț la asta. Nu mai mănânc. Pentru că este și picant. Dar oare ce sunt astea? Seamănă foarte mult cu clătitele noastre cu brânză dulce. Să gustăm. Hai. Gust de pește are? Cartof? Clătite cu legume, tati. Eu revin la tăieței. Eu vă recomand să mâncați totul din farfurie. Pentru că copiii obraznici sunt luați de la școala obișnuită. Și sunt duși la școala Kung Fu. Kung Fu? Mie îmi place școala Kung Fu. Tati, pregătește-te! Stai puțin! Uite că avem și ceai aici! Ce e asta? Doamne, doamne, acum că sar totul! Este iute mâncarea! Ceva plante! Iar acum apreciați ce note dăm la mâncarea chinezească! Mie mi-au plăcut aceste clătite cu legume, în rest nu prea, și ceaiul. Eu acord nota 8. Mami, tu nu ai apreciat la justa valoare mâncarea chinezească. Eu îi dau nota 9. Iar acum ați ajuns în Statele Unite ale Americii. Aici aveți hamburger, cartofi copți și corne de pui crocantă. Da, este mâncarea mea preferată. Tocmai de asta și ai probleme cu stomacul. Da, dar e foarte delicios. Tu nu-ți imaginezi câte calorii sunt aici. Hrănești o armată întreagă. Eu mănânc singur. Nu, eu cred că o las. Are și maioneză și ketchup. Nu am voie. Ne faceți și nouă poftă! Eu mănânc doar mâncare sănătoasă! Apropo, elevii din America pot să aleagă și mâncare sănătoasă! Spre exemplu, legume! Dar iată cartofi copți! Am să gust! Mie îmi plac cartofii! Călduți! Și eu mănânc! Tati, de ce mănânci cu mâna? Hai să ai mâinile usuroase, murdare! Ia furculița! Eu la școală mereu așa făceam! Și cola? Mami, asta e Pepsi, mami! Tati, e cola adevărată! Mami, Pepsi și cola sunt două lucruri diferite!
Și carne de pui crocantă! Ce gustoasă! Pentru astăzi bucate din America îmi ajung! Eu privit și mâncarea sănătoasă despre care noi am vorbit! Nu, asta nu-i de mine! Mănânc mai bine burgerul meu! Așa e și în America! Copiii de regulă aleg fast food-ul! Eu, în schimb, vreau să gust broccoli și morcov copt! O bunătate! Trebuie să gust și tu! Eu aș învăța în America! Nu știu dacă stomacul tău are aceeași părere! Acum așteptăm notele! Eu i-aș fi pus nota 10, dar din cauza că am adus legume coapte, nota 9! Eu inițial mă gândeam să-i pun nota 6, dar din motiv că am putut alege între fast food și mâncare sănătoasă, o să-i pun o 9! Avem aceeași apreciere pentru America, chiar dacă am avut păreri diferite! Atunci să trecem la următoarea țară! Haide! Următorul prânz de la școală este din Italia! Dar eu știu un cântic în italiană! Lasciatemi mâncare, că eu am multă amare! Paste cu fructe de mare! Dar eu mă gândeam că o să fie pizza cu adrofromage! Tati, în schimb ai fructe de mare, de care îți plac și ție, dar și mie! Dar mami nu prea le adoră! Voi, ce caracatiță! Eu mă voi limita la paste! Delicioase! Dar unde ai văzut o paste mai delicioase decât în Italia? Din toate aceste fructe de mare, pot să aleg doar creveți! Și un suc? Oare ce poate fi? E verde? După culoare nu pare fi reușit. E un pic acrișor. Probabil că este din kiwi. Parcă are și ananas stat în el. Eu știu foarte multe familii din Republica Moldova și din România care sunt plecați în Italia. Păi iată ei să ne zică ce mai mănâncă acolo la școală. Și ce notă acordați pentru Italia? Pentru că sunt paste foarte delicioase și un suc extrem de sănătos, eu acord nota 9. Dar eu, pentru că așteptam să fie pizza sau macar carbonara, îi dau un 7. Data viitoare să știe, cu adrofromage. Iar acum plecăm până la vecini, în Ucraina. Mihaela Andreea a plecat și ea să mănânce, i-am făcut noi poftă. Dar în Ucraina, eu mereu mă simt ca acasă. Mâncarea este practic identică ca și în Republica Moldova. Piureu, pârjoală, castraveti murat, slănină. Ciorbă de legume care se mai numește borș și, desigur, tradiționalul compot din fructe. Cam așa, cu vreo 25 de ani în urmă, mâncam și eu la școală. Atunci, poftă bună, tate! Bine ai revenit în anii de școală! Să începem cu felul întâi! Dar eu de mic nu iubeam această supiță! Mie îmi place doar rădăuțeană sau ardelinească! Eu, în schimb, voi mânca! Este sănătos! Iar eu voi începe de la pârjoală! De la cel mai gustos! Ca de obicei! Are și carne, are și pânică, are și hrișcă, are și morcov și ceapă, usturoi, toate vitaminele. Și la mine are de toate. E plină cu vitamine, tate. Una din bucatele preferate pe care îmi plac de la ucraineni este slănina. Tate, am uitat să amintim compotul cel mai delicios din prune, vișine și multe fructe luate la un loc. Compotul tuturor le plăcea. Totuși la masă lipsește pâinea neagră, pâinea pătrată neagră. Pe care tot am căutat-o în România și nu am mai găsit-o până într-un final. Văd că la această rundă v-ați pus bine pe mâncat. Așteptăm nota din partea voastră. Mie personal îmi place această mâncare, cu excepția borșului. De aceea, mâncarea din Ucraina va primi un 8 foarte puternic.
Mie îmi place absolut tot și eu voi acorda un 10. Vedeți? Chiar dacă nu este scumpă, în familia noastră această mâncare este foarte apreciată! Melissa, să trecem la următoarea rundă! Iată că am ajuns în țara soarelui răsoare! În Japonia! Toate! Dar măcar ce sunt toate și cum se numesc? Parcă e mazăre! Supița se numește Tom Yum! Este din lapte de cocos, ciuperci, roșii și multe altele! Tom Yum, tan, tun, tun, tun! Tati, e o limbă foarte frumoasă! Apropo, voi știți cum în Japonia, în China, le pun nume la copii? Cum? Ca și voi! Aha, aruncă jos lingura și cum este sunetul? Așa îi pune numele! Mami, mazăre de care zici tu, de fapt sunt păstâi de soia! Dar priviți, au păr pe ele! Sunt roase! Nu sunt roase! Hai că deja încep să mănuiești bețișoarele! O să mâncăm sarmale cu bețișoare! Totuși sunt curioasă cum se mănâncă aceste păstăi! Privește toate cum arată în interior! Nu seamănă cu mazărea! Parcă sunt fasole! Dar eu încep de la sushi! Tati, acestea nu sunt sushi! Sunt nigiri! Hai că am reușit să prind o boabă, dar totuși nu înțeleg de ce să aibă prezărat deasupra semințe de susam dacă tot nu mănânci coaja! Dar eu nu voi mânca nicio boabă! Doar decât wasabi! Iute, tati! Ce vampir este iute! Ar totul, mami! Ia repede, boabe! Soia, să-ți treacă iuțeala! Mai repede să trecem la următoarea rundă! Mâncarea japoneză este foarte interesantă, îmi plac foarte mult sushi-le, nigiri, dar boabele și supița, un pic cam iute, îi pun un 7. Supița nu am putut să o mănânc, într-adevăr este iute, dar mi-a plăcut foarte mult aceste boabe de soia. Eu acord nota 8. Următorul prânz vine tocmai din Turcia! Gata, știu! Am fost în Istanbul pentru jumătate de zi și acolo am mâncat kebab! Hai să gustăm și vă zic dacă seamănă. La miros? E bun! E gustos! Sățios și mai are și brânză în interior, ce-mi place mie! Dar dintre acestea am mâncat într-un challenge, nume de scare, și se numesc ele cum? Bame, tati! Bame, bame, mi-am amintit, dar gustul l-am uitat! Și aici ce avem? Un fel de burger, doar că turcesc, ia privește, carnea este mărunțită! Da, este făcut așa, ca să fie ușor de mâncat și gustos! Și aici ce avem? Lapte? Nu! Este ayran! Da, are miros de castraveți murați! Mie nu-mi place, renunț! Mami, tu nu te pricepi lactate! Este foarte gustos! Dar asta ce mai este? Bumbac! Orică este niște păr, lână! Este un desert turcesc foarte delicios! Parcă au tuns oile! Una e bălaie și alta e sură! Și parcă mai sunt și nescărmănate! Mami, nu ți-e timpă că e negustos! Să-i pot și eu? Uite, parcă e ață pentru goblen! Ia să gust! Seamănă la gust cu vată de zahăr! Oile turcești sunt foarte gustoase! Și ce de interesant se desface! Ia privește toate! Nota mea este 9! Și eu aș fi dat un 10 dacă nu ar fi fost bamele. În rest, a fost excepțional de gustos și foarte delicios. Nota 9!
Următoarea țară este Vietnamul, pentru că știu acest drapel. Îl regăsim pe medicamentele pe care tu le folosești. Da, este un medicament pe care îl aplic aici la tâmple împotriva durerilor de cap și ajută foarte bine. Melissa, ce avem aici? Nu prea cine știe ce. Să vedem la gust cum este. Seamănă cu snacks-urile. Și gust de pește. Și aici ce avem? Alge. Bă, dar un miros incredibil! Cum mănâncă e asta? Mami, eu nu mănânc! Ei, nu mai zi! Chiar n-ai să mănânci pentru un like? Haideți să-l încurajăm! Nu o să intre like-ul în mine! Oi, toti, curaj, curaj! Ia furculița! Și noi între timp apăsăm pe like! Hai! Hap! Să-l susținem pe toate cu un like, repede! Ți-ți plac algele de mare! N-au intrat în mine algele astea! Încearcă suc, tate! Eu sper că mi-au pus like-uri acolo! Sigur ți-au pus! Iată, sucul miroase frumos! Melissa, din ce este? Este din fructul dragonului! Priviți semințele! Ia să gustăm! Este foarte gustos! Delicios, delicios! Foarte delicios! Vietnamul, ți-a mers că ai avut un suc foarte gustos! Ai un 6! Eu? Pun chiar un 5. Nu mi-a plăcut și gata. Probabil că este gustos, doar că nu-i pentru regiunea noastră. Mami, dacă plecăm în Vietnam, să luăm cu noi mâncare. Următoarea mâncare vine din Israel. Hai să vedem. Foarte interesant. Văd aici pârjoară. Ai revenit cărnița? Da, din nu te bucura prea mult. Și asta ce sunt? Năut? Dar parcă nu seamănă. Parcă ar fi fasole cu germene. Copiii din Israel mănâncă turte lipii, da? Hai să le gustăm, tate. Hai. Dar foarte delicioasă. Și să gustăm din pârjoală. Ajunge. Din carne era mai gustoasă. Ia să vedem. Wow, tati, are și morcov, și verdeață, și porumb, și cartof. Dar din păcate eu nu văd carne. Asta mie îmi place. Și mai e și sănătos. E gustosel, seamănă cu măcriș, dar măcrișul e mai gustos. Și boboasele. Totuși eu trebuie să mă învăț să mănânc pârjoalele lor, pentru că vreau să vizitez Israelul și să nu mă acolo de foame. Hai, vă rog, nu mă rețineți și ce nu te dați pentru această mâncare? Am mâncat și este sănătos. Simt aici sănătate. Mai puțin partea aceasta. Eu pentru prânzul școlarilor din Israel le dau un 8. Iar eu le dau un 9 puternic. Mi-a plăcut mâncarea. Pregătiți-vă că vă așteaptă foc și pară! Aveți mâncare din Mexic! Mi-am amintit prima și ultima dată când mâncasem mâncare mexicană, mi s-a deschis ulcerul. Cum să uităm așa ceva? Dar privește că sunt cartofi copți. Să-i încerc pe ăștia. Foarte iute! Anume pentru asta, acolo se bea lapte de cocos. El dezbate iețeala. Atunci se beau. Eu chiar să facem un experiment. Un pic a potolit. Ia să gustăm din astea.
Par a fi chipsuri. Ține, mami! Ajută un pic! Ajută un pic! Mâncarea din Mexic are un 5. Eu îi dau un 6 pentru că are laptele de cocos. E foarte delicios. Iar acum plecăm în Suedia! E doar mâncare din pește. Macrou și cu icre. Mie îmi place peștele. Să vedem cum este și la gust. Acolo copiii la școală mănâncă scumbrie? E gustos, dar după asta vrei apă mult. Peștele e sănătos, dar doar numai pește? În schimb, acolo sunt convins că oamenii se văd noaptea prin întuneric. De la atâta fost, urmă. Doar mai eu și morcov și ceapă, tate. Dar să trecem la următoarea. Igre cu smântână? În general, oare se combină aceste două mâncăruri? Mie icrele nu-mi plac. Eu ador icrele, dar niciodată nu le-am încercat cu smântână. Hai că trebuie să gust și eu. Să știi, tati, că smântâna neutralizează puțin sare din icre. Asta am vrut să spun și eu. Doar că în meniul lor se conține doar pește. Iar acum nota pentru Suedia? Eu îi pun un 7. Eu la fel 7. Da, la ei, practic, mâncarea de bază este peștele. Iar în final vom pleca în Moldova și în România. Așa ne dorim ca să fie prânzul din țara noastră. Eu v-am spus că prânzul elevilor din Republica Moldova seamănă foarte mult cu prânzul elevilor din Ucraina. Dar în platourile noastre este mâncare pe care copiii noștri vor să o vadă pe masa de prânz de la școală. Ce avem aici? Sarmale, mici, salată de varză și murături. Iar la desert, cușma lui Guguță. Voi de fapt ați uitat să puneți pe masă și băutură. Iar eu m-am pregătit pentru asta. Eu îmi doresc ca pe masa copiilor de la școală din Republica Moldova și din România să fie ayranul. Arde nerăbdare să gust din aceste bucate delicioase! Dacă ar fi arătat la noi la școală prânzul în acest fel, eu aș fi rămas mulți ani repetent. Să nu lungim prea mult! Eu încep de la sarmale! Iar eu de mici! Iar tu, ce ți-ai fi dorit pe masa de prânz de la școală? Scrie în comentarii să știm și noi! Să nu uităm toate și de desertul nostru! Cușma lui Guguță, vai, ce bine arată! În România se zice piramidă din clătite. E cușma lui Guguță! E cușma lui Guguță! Pentru acest meniu diversificat, eu acord nota 10! Unanim, mami! Pentru meniul viitor al elevilor din Republica Moldova și din România, avem un 10! Noi vă spunem vouă pe curând, iar noi rămânem să degustăm cel mai gustos meniu din lume! Iar dacă vrei și partea a doua, haideți să acumulăm 20.000 de like-uri la acest video! Cine știe ce mâncare a pregătit bucătarul șef? O să facă! Dar vreau să trânci număr! Da, este rahat turcesc! Un desert foarte delicios!